Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Voi v-ați speriat de tunete și fulgere în weekend? Maica mea. Nu, a? Dar am remarcat că au fost. Apropo, da, adevărul că a fost vreme foarte dură. Cel puțin, ce să zic, săptămâna trecută, în ultimele zile, săptămâna trecută au fost ploi torențiale, inundații în Timiș și Timișoara, peste weekend în București și mă uit, nu știu ce se întâmplă, dar parcă numai la noi. Adică mă uit, chiar acum mă uit pe o harta fulgerelor în direct. Livefulger.ro sau ceva? Gen, da, dar în engleză, zice lightningmaps.org. Așa. Fulgere în direct. Băi, băiatule, la ora asta... Unde din toată Europa... Live? Un pic, un fulger am văzut în Croația și în rest... La Monaco am văzut că am mai fost spune că toate la noi. Da. Este ceva, este aglomerație mare de fulgere și trăsnete, Brăila, Tulcea, Galați, Tecuci, se duce ușor înspre Bârlad, la est de Bârlad. Și Cahul în partea aia. Și la Marea Neagră. La Marea Neagră nu interesează. Deci toată zona asta aparent este sub ceva front. L-am sunat pe amicul nostru Silviu Grigore, meteorologul Silviu Grigore. Bună dimineața, Silviu. Bună dimineața, Silviu. Bună dimineața vouă și ascultătorilor Europa FM. Văd eu greșit sau într-adevăr plouă torențial sau e cu fulgere în zona Galați, Brăila, Tulcea, Tecuci, Bârlad? Nu, ai descris perfect situația. Într-adevăr, instabilitatea atmosferică, ceea ce înseamnă dezvoltare de nori convectiv, nori cumulonimbus, determină, printre alte fenomene, și aceste descărcări electrice. Și, într-adevăr, pe acea hartă despre care vorbești tu, la nivelul continentului european, cea mai intensă activitate convectivă pare a fi, într-adevăr, sud-estul României, sud-estul Moldovei și nordul Dobrogei. Bun, ce se întâmplă? Că asta e o problemă care ține deja de mai multe zile. Știm că mai apar vijelii în perioada asta, dar deja de o săptămână tot ploi torențiale, vijelii și înțeleg că nu se termină azi. Nu se termină astăzi, deși până la ora 10 mai e în vigoare un cod galben, dar apropo de ceea ce discutați anterior, respectiv de fenomenele pe care le-am trăit și ale căror efecte încă le putem urmări în multe zone din țară, trebuie să remarcăm că a fost într-adevăr un weekend extrem de furtunos cu primele avertizări cod roșu pe parcursul serii de ieri. Au fost 5 avertizări cod roșu, iar aceste fenomene despre care vorbim au determinat, să zicem așa, niște elemente extrem de interesante. Adică au fost precipitații în județul Vâlcea, în nord, de peste 120 de litri pe metru pătrat izolat în 48 de ore, ceea ce înseamnă mai mult decât ar trebui să plouă într-o lună întreagă. Au fost vijelii, căderi de grindină, chiar de dimensiuni considerabile, dar nu am fost singurii care au pătimit din acest punct de vedere și vecinii noștri de la sud, Bulgaria, au avut un weekend poate chiar mai vijelios și mai furtunos, pentru că acolo au fost zone cu grindină chiar de 7 sau jur de 7-8 cm în diametru, așadar efecte pe care, evident, nu ni le dorim. Silviu, dar... înțeleg că au fost, revenind la noi, înțeleg că a plouat în unele zone și cu 50 sau peste 50 de litri pe metru pătrat, dar peste 90 de litri, da. 90 de litri, dar te rog, mai explică-ne o dată, că asta trebuie puse în context, că nu-mi dau seama, bun, 90 de litri sunt o grămadă de litri, da, pe metru pătrat. Exact. Dar asta e o cantitate de apă care ar trebui să se adune normal în ce perioadă în România? Cam într-o lună de zile. Aha. Într-o lună, iar ea a căzut în câteva ore, cumulat în câteva ore, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult. Având în vedere și zonele în care au acumulat astfel de cantități, zone de deal sau submontane, înseamnă și un pericol crescut de formarea viiturilor. Și ca să nu fim totuși pesimiști, trebuie să punctăm faptul că suntem practic la sfârșitul primăverii și începutul calendaristic al verii, ceea ce înseamnă, din punct de vedere climatologic, pentru că facem apel la climatologie, dacă luna iunie, din acest punct de vedere, este cea mai importantă, adică sunt înregistrate în luna iunie cele mai mari cantități de precipitații, iar mare parte a acestora vin în context de activitate convectivă puternică, adică furtuni, trebuie să ne așteptăm și în luna iunie la astfel de evenimente, adică intervale în care vor fi ploi torențiale în cantități foarte mari, în secvențe scurte de timp, descărcări electrice frecvente, vijelii și grindină. Adevărul e că în ultimii ani cam asta e, da, tendința.
moda. Da, și cu certitudine vom înregistra astfel de fenomene chiar și în zilele următoare, pentru că... Asta voiam să întreb, adică ce urmează săptămâna asta? Chiar și astăzi instabilitatea atmosferică se va manifesta, așa cum spunem noi, în zone montane, în cele submontane, vor fi din nou averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cantități de apă izolat mai însemnate, poate și căderi de grindină, fenomene care mâine de asemenea vor fi de interes în zonele montane și submontane, dar local și în sudul, în estul, în centrul țării, dar pe măsură ce evident se vor actualiza aceste prognoze, vom vedea că luna iunie va fi caracterizată de instabilitate atmosferică foarte accentuată în multe zone și astfel de fenomene vor fi prezente, din păcate, și în buletinele de știri. Și în afară de ploi torențiale sau vijelii, o să avem cumva grindină? Da, cu certitudine, da. Chiar dacă multe zone din țară sunt protejate cu acel sistem antigrindină, trebuie să spunem că acest fenomen va continua să afecteze, chiar dacă nu suprafețe foarte mari, dar acolo unde cade grindina, produce prin acțiunea mecanică efecte distructive semnificative, și nu doar în ceea ce privește domeniul agriculturii. Am văzut că sunt afectate de multe ori în autoturisme, construcții și așa mai departe. Lucrurile s-au întâmplat în acest fel zilele trecute în Timișoara, spre exemplu. Da, mulțumesc foarte mult, Silviu. A fost multă plăcere. Silviu Grigore, meteorolog ANM. Sigur, sistemele antigrindină sunt foarte bune, dar până nu vin țăranii să atace fortul cu furci și coase împotriva rachetelor care... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.